Dimineață cu surpriză astăzi pentru răghineni. Cei care nu au consultat prognoza meteo au fost luați prin surprindere de ninsoarea ca în povești de la primele ore ale dimineții. Și iată-ne la jumătatea lui martie, când condițiile meteorologice se schimbă brusc față de zilele primăveratice anterioare. Șocul a fost mai mare pentru cei care au renunțat la hainele groase și care astăzi au resimțit frigul. Medicii atrag atenția că temperaturile oscilante sunt boală curată. Nu știu cât a fost luat prin nepregătire, pentru că s-a tot anunțat la meteo. Poate că toți am sperat că nu o să fie chiar așa de rău, dar ne afectează din cauza variației bruște a temperaturii. Mai ales că e așa de frig și poate nu ne-am îmbrăcat adecvat de dimineață, pot să apară viroze, pot să se agraveze bolile cronice și multe alte probleme. Bătăi de cap provocate de ninsoare au avut și conducătorii auto care, luați de valul încălzirii din ultimele zile, și-au schimbat anvelopele de iarnă, deși prevederile legale spun că acest lucru se poate face doar după data de 1 aprilie. Au fost până acum șoferi care au solicitat să le schimbați anvelopele? Foarte puțini, în proporție de, zic eu, 2-3% din ceea ce știu eu că sunt clienți. Asta deși era cald la un moment dat și se părea că a venit primăvara. Da, dar lumea ia în considerare și legea. Legea spune că până la 1 aprilie trebuie cauciucuri de iarnă. No, și s-a anunțat prin meteo că va fi o întoarcere de iarnă până duminică. Din fericire, zăpada căzută nu afectează agricultura județului Mureș. Specialiștii spun că, dimpotrivă, plantele au nevoie de o cantitate cât mai mare de precipitații pentru a rodi. La nivelul județului Mureș, în noaptea din 14 spre 15 martie, într-adevăr, am avut o ninsoare în jur de 1, 2, 3 centimetri. Această ninsoare nu afectează culturile, fie cele care au fost însămânțate în această primăvară sau cele care au fost însămânțate în toamnă. Ideal pentru noi, pentru cei din județul Mureș, ar fi să avem precipitații mai mari, dar frecvența acestora să fie mult mai mică. Ar fi bine ca după data de 20 martie să nu mai fie precipitații, pentru că încep însămânțările la culturile de cereale. Dorința agricultorilor s-ar putea împlini, fiindcă meteorologii spun că de săptămâna viitoare vremea se mai îndreaptă.